Temperaturile scăzute din ultima perioadă ne determină să stăm mai mult la căldură. Cu toate acestea, sunt cazuri în care serviciul îi forțează pe unii făgărășeni să înfrunte zilnic frigul. Angajații serviciului de salubritate, paznicii, poștașii, dar și comercianții din piața veche sunt doar câțiva dintre ei. Hainele groase și ceaiul fierbinte nu le lipsesc niciodată comercianților din piața veche, mai ales în ultimele zile când a fost destul de frig. Mulți dintre ei spun însă că s-au obișnuit cu un mai ales că au prins iern și mai friguroase. Câte ore stați în frig? Păi de la 8 la 5. A, 9 nu, ceasuri. Unde te duci? Dacă aș găsi undeva un serviciu, m-ar duce mâine. Și vânzarea merge? Nu prea. Să simte să simte slab, slab. Nu am gândit la chiar așa slab să fie. Păi de dimineața de la ora 8 până la 4 jumate. Pentru neric ajungem acasă. Când ajungem acasă nu ne mai trebuie nici mâncare, nici nimic. Pentru un ban de asta de mizerie pe care îl câștigăm. Este foarte greu. Și vânzarea merge? Slab, slab de tot. Slab de tot. Lumea nu are bani. Este o perioadă foarte economică pe care nu are om cu ce să descurce să mănânce, nu să-și în fiecare zi încălțăminte și îmbrăcăminte. Angajații de aici spun că nu ies din casă până nu sunt îmbrăcați corespunzător. Bocan și mănușile și hainele groase nu le lipsesc niciodată. M-am îmbrăcat cu ce am găsit pe aici, cu tot. Câte haine aveți pe dumneavoastră? A, Nu mai vreau să mai zic că mă lumea. Cu un ceiuc, cu o cafeluță. Și dacă avem bani în buzunar de acasă, că de aici nu ne încadrăm. Și vă că v îmbrăcat și gros. Câte A Am multe. Dacă mă dezbrac, cred că îmi fac o căpiță. Asta este, să știți, e foarte greu. Servicii, nu, la vârsta asta nu te mai ia nimeni în servicii. Nimeni. Pe mult, pe puțin trebuie să muncim. Dacă ne-ar acorda un serviciu, ar fi ceva. Nu e fric, mi-e cal, nu vedeți că scam 10 cu joace pe mine și tremur de frică ca să la injecție. Frigândură și poștașii, silnic sunt nevoiți să meargă prin frig. Ei spun că totuși s-au obișnuit cu acest mod de lucru. În perioadele cu temperaturi extreme, patronii sunt obligați prin lege să le asigure angajaților condiții optime de muncă pentru menținerea stărilor de sănătate.